Sfântul Apostol Andrei este apostolul care a vestit creștinismul pe teritoriul țării noastre. Născut în Betsaida, era împreună cu tatăl său și cu fratele său Simon Petru, pescar. A fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, l-a auzit pe acesta vorbind despre Mesia și l-a văzut confirmând faptul că Iisus este cel așteptat. Iată mielul lui Dumnezeu, le-a spus Ioan. Îndată Andrei, împreună cu Ioan Evanghelistul, l-a urmat pe Hristos. Andrei i-a spus fratelui său, apostolul Petru, am găsit pe Mesia. Sfântul Apostol Andrei a fost foarte apropiat și de apostolul Filip. Erau născuți în aceeași cetate. În Evanghelia după Ioan îi aflăm sfătuindu-se și abia apoi îndrăznind să anunțe pe Mântuitorul că unii evrei din diaspora voiau să-L cunoască pe Domnul. Tot Andrei este cel care aduce băiatul care avea cele 5 pâini și 2 pești când Mântuitorul săvârșește minunea. Împreună cu alți 3 apostoli, în fața templului văzut dinspre muntele măslinilor, Andrei l-a întrebat pe Domnul despre timpul venirii sfârșitului. Într-o mențiune dintr-un document important al creștinismului timpuriu, fragmentul Muratorii, aflăm un detaliu important despre Sfântul Andrei, anume faptul că el este cel ce l-a sfătuit pe Ioan Evanghelistul să scrie o relatare a ceea ce Mântuitorul Hristos a spus și făcut în timpul activității sale pe pământ. După cinzecime, atunci când potrivit tradiției Sfinții Apostoli au început misiunea de propovăduire, Andrei a ajuns și în Sciția, pe teritoriul Dobrogei de astăzi. Datorită misiunii sale, creștinismul nostru este de origine apostolică, este un privilegiu, dar mai ales o responsabilitate. De la fericitul Ieronim aflăm faptul că Sfântul Apostol Andrei a fost ucis în cetatea Patras. A fost răstignit pe 2 lemne așezate în X, semn care până astăzi se numește Crucea Sfântului Andrei. Sfintele sale moaște au fost duse la Constantinopol în anul 356 de către împăratul Constans. În cel de-al 13-lea secol au fost duse la Amalfi, iar în 1462, în timpul papei Pius al II-lea, capul Sfântului Andrei a fost dus la Roma în Biserica Sfântului Petru. În luna septembrie a anului 1964, capul Sfântului Andrei a fost dăruit înapoi Bisericii Ortodoxe și așezat în Patras. În anul 1996, sfintele sale moaște au fost aduse spre închinare la Iași, la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, moment menționat spre pomenire în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.